stimate colege, la mulți ani, conform dispoziției primarului, a fost convocat în ședința ordinară din 28-12-2022, având pe ordinea de zi un număr de 4 proiecte. 3 plus o prezentare. 3 plus 1, tot 4, da. Da. Sigur, aș citi materialele. Citim ordinea de zi. Deci se compun cu ședința ordinară a Consiliului Local 28-a, 12-a ora 11, ședința a loc la școala Ion Loiescu. Așa. Și astăzi dau citire proiectelor. Proiect de hotărâre numărul 90, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în Comuna Mândru Ardezul Patru, inițiat cu domnul primar Costra și Iordache. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre 93, privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române, în vederea prelungirii contractului de finanțare pentru proiectul înființare și dotare grădiniță cu două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit, în sat Crihan, Comuna Mândru Ardezul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNRR, sub măsura 7.2, investiții în cererea de modernizare a infrastructurii de bază la scară mică prin PNRR în favoarea AFIR. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre numărul 94 privind validarea dispoziției primarului Comunei Măgura, numărul 159-20-12-22, privind rectificarea numărul 5 a bugetului de venit și cheltuie pe anul 22 al Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator domn primar Costa Șerbeanu. La numărul 4, prezentare raport cadastru sistematic. Materiale, de știți? Da, înainte de la vot. Înainte de a se pune la vot, am primit rapoarte de la parte și cele 3 comisii, sunt favorabile. Toate proiectele au referatul de aprobare al inițiatorului și raportul compartimentului de specialitate. Și cu precizare, vedeți că au numere, mai sunt numere presărite. Cele care nu sunt în ordine sunt la avizat. Sunt întocmite, sunt la avizat, așteptăm avizile pentru a fi puse pe ordinea de zi. Prin urmare, proiectul de ordine se întrunește delegat pentru a fi supus la vot. Mergem la vot, domnul președinte. Cine este pentru? Supunem la vot. Deci avem 3 voturi online plus 10 în sală, 13 pentru. Proiect de hotărâre numărul 90 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în Comuna Mândru, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, aș avea ceva o completare de făcut. Urmarea solicitării compartimentului de stare civilă la doamna Cincoiașu. Și vă cer și părerea dumneavoastră, cred că ar trebui stabilit o taxă pentru cei care vin din afara localității. Asta nu cred că se poate numi discriminare. Și doresc să-și oficieze căsătoria pe teritoriul Comunii Măgura, mai exact la restaurantele din comun. Adică dacă vii de la Brăila sau din altă parte și pe considerentul că evenimentul se desfășoară la o locație din Comuna Măgura cu specific de acest gen, că trebuie stabilit o taxă. Și nu mă feresc să vă spun că și din municipiul Bacău, care nu oficează sâmbătă duminică, a fost la Măgura. Și chiar mă gândesc că ar trebui să punem o taxă, deci doar pentru asta, o taxă de 1000 de lei. Nu este pentru cei care sunt în localitate. Că e sâmbătă, că e duminică, că sunt aici, de noștri, sunt acasă, e altceva. Dar dacă cineva mă preferiția dorește să-și sori pe mine, așa că e șansă în urmă. Atunci, vă descrește. E taxă de oficiere a căsătoriei, din Mătrei? Da. Păi, toată baza... Oficiere de zile pe urmă. Și în afara sediului. Am așa. În afara sediului. În afara sediului. Pentru persoane care nu sunt de localitate. E corect. Da, e corect. Ce ziceți? Faceți deci să inserăm în procesul de urmă și o trecem ca și o taxă, cred, la taxe speciale.
Dacă mai aveți și alte idei vis-a-vis de ceea ce v-am propus. O întrebare, reducerile fiscale pentru societăți, pentru anul trecut și la 2 ani, au niște reduceri. Imaginea că s-au încheiat. Trebuia probabil dat o ordonanță citării. Da, ca societăți. Pentru absorbirea de astea. A fost reducerea la învățare. Nu mai exact. E majoră. Nu, nu are mai. Se referă la Moreca, pe pandemie. Da, pandemie. Da, da, da. Pentru că cetățenii au solicitat să reducem impozitului pe perioadă. Sincer, chiar nu aș fi dat o astfel de hotărâre, de guvern, ceva în sensul ăsta, dar nu. Păi chiar poți bine. Până la urmă, eu știu, de bucuria faptului că scapă de penalități, mulți dintre ei s-ar fi îngrămă de să plătească pe care au datorii. Din păcate, nu am văzut. Dar s-a aplicat definitiv, eu știu că la final la nivel discuții s-a aplicat... Am trecut, da. Da. Dacă am primit pe 2 ani, când nu s-au numai dat o singură dată, am dat hotărâri de Consiliu, am trecut. 2019, pare că ar fi, nu? În 2020. În 2020, zic eu. Da. În 2020 am dat hotărâri de sensul ăsta de... S-au plasat din șoc. Da. Chiar au fost interesați. Nu știu, dar trebuie gândit și faptul că poate nu din devăsare, poate chiar din lipsele din bani, poate. Pentru fiecare greu, cel puțin perioada pandemiei, chiar a fost greu. Pentru mulți dintre cei care au societăți, care au... Da. Mai are cineva ceva de discutat? Da. Primar, cum ai vrut? Da, un pic înainte de ședință cu colegii, s-a venit taxa de gunoi, că a crescut cu 25%. Da. Dacă o facem o ore, pentru că s-a familie mai necășit din mult. Majoritatea nu mă. Da, nu reușim să adunăm... În final tot îl plătim de banii noștri. În final tot îl plătim de banii noștri, dacă nu... Adică eu tot vor trebui datorii către furnizorul serviciu, mă pun că mă resinzi. Adică nu știu de unde am putea să-i luăm. Toate localitățile au procedat la mărirea o taxă de salubritate. Este aproape dublu față de la inflație. Asta am zis, nu că nu o mărim. N-am zis că nu o mărim. Da. Părerea mea este că trebuie să-i făcut un pic de... Pași. O să încercăm. Când e... Nu știu dacă cred că mai putem, nu mai am luat discutat cu un secretar, nu? Să găsim o soluție pentru indexat. O soluție pentru indexat, pentru cei care au o anumită... au venituri mai mici. Sunt în prag. Da, să știm la niște faci pentru... Care să-și încadrezi în lege. Adică, când faci o facilitate de asta, la toată suflarea de comună, nu pare nici noi... Pare nici noi moral, dacă mă gândesc. Că sunt unii care chiar au posibilități și nu plătesc de rea băință sau din... Trebuie să mergem. Trebuie să mergem să-i depistăm. Aici, dacă permiteți și mie, aici aș spune altceva, fără să mă lungesc. Trebuie ca să-i sensibilizăm să plătească. Mulți și-o uită să plătească. Dacă nu-i trimiți măcar hârtii, nu să spun să ajungi la poarta lui fizic, dar măcar să-l sensibilizezi cu adresă. Faci la cunoștință, până în data treia aveți obligația, nu v-ați achitat. Că nu e așa de greu de făcut asta. Că avem, în exemplu, persoane care se ocupă în mod expres cu treaba asta și nu lungesc. Domnul primar, primar, și am proiectul, vreau să mai întreb un lucru, eu nu l-am înțeles și dau citire. Spune la curte 50.000 de lei, da. Pentru parohia 2 Măgura, virgulă, dar acum în trimestrul 4, trebuie suma plătită la parohia 1 Măgura. Pentru asta că vara... Asta e verificare bugetară mai vechi. E datoria, știți că în alte ori, în urma la treptă, prin septembrie sau august, am luat 50.000 la parohia Măgura 2. Așa, cu acordul părintelui și am dat la parohia Măgura 1 pentru că chiar nu aveam bănuți atunci. Ulterior am rectificat. Acum, la rectificare, i-am completat bănuții la parohia. Dar este întrebarea de scoare de lucruri aici. Dacă e vorba de parohia, trebuie să o orientezi. Care nu e? Nu e asta, doamne. Tu citești de rectificarea 3. Da, 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 nu, aia o... Și pe 4, că nu
să o adreseze pe el la fiecare? Da, facem acum, când vin și depun de telefon mail. Deci, când plătesc, nu 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 plătesc, lipsa de informații vis-a-vis de contribuabil ne-a costat undeva 3-4 ori de zile. Pentru că a trebuit din aproape, în aproape, din om, în om, să găsim. Am căutat pe cine, am căutat orice soluție doar ca să dau de ei. Să putem începe. Cred că o idee foarte bună și ar trebui căutat tot așa. Om găsit când vine la primărie, prima dată asta mi-a întrebat. Ai proprietate, ai ceva pe teritoriul Comunei Măgura. Număr, telefon, adresă de mail. Ca să putem să transmitem în termen. Situații de genul ăsta, nu plătim noi. Îi trimiți pe mail, faci o comunicare că da, e foarte bună idee. Și rămâne și ca și un mai sunt discuții prin marginea acestui proiect. Supunem la vreo proiect. Numărul 90. Deci cu taxele avem doresc. Cu amendamente. Cu amendamente, în ianuarie. Ce este amendamente? Nu, cu 1000 de lei pe care am luat. Așa, și la ianuarie să căutăm varianta de... Pentru ce? La prima ședință din anuarie, să vedem cum face cu subvenționarea unei anumite categorii de sociale. Și nu neapărat ca social. Vezi, am pus în care au 1000 de lei pensii. Da. E greu. E ca social. Da, ca social. Ca social, să zic. Dacă am spus o legată, 1000 de lei, sunt foarte mulți cu 1000 de lei pensii. Sunt care au venituri, au și din pensii, 1500, 1700 de lei. Îl sunt doar în casă. A trebuit făcut o analiză pe ea. Așa să o cumva, să o aranjăm, ca să putem subvenționa noastră de trecem la situație. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre numărul 93, privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea băncii comerciale române, în vederea prelungirii contractului de finanțare pentru proiectul de înființare și dotare credință pe două grupuri, program normal și două grupuri, program prelungit, și așa mai departe. Cine sunt semnii la urmă cum ar vrea acestui proiect? Da. 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 Prelungirea scrisorii de garanții, trebuie să o prelungim, se prelungește și contractul, așa cum am spus, suntem în discuții cu... Să vedem acum să asamblează cumva varianta de renunțare la contractul constructorului. Dile zile de practic, să vedem ce facem în continuare, pentru că dacă stăm în succes, așa nu o să ajungem pe scrisoarea clar trebuie prelungită, că nu avem cum altfel, pierdim finanțarea. Odată cu rescoaterea la licitații, că așa vom proceda, scoatem din nou la licitații, vom obține probabil și prelungirii pentru finalizarea lucrărilor. Cine este de acord cu proiect sau cine sunt scris? Ați apucat să vorbiți cu consultantul pentru actualizarea valorilor din OG64? Ați întrebat? Da. Se încadrează? Nu-i nimic. Nu-i nimic sigur. Adică nu este ceva... Vorbim de afir. Și banii pe care trebuie să dea afir. Deci, aici e un lucru. Și așa, dacă are să subvenționeze, să dea fiul ceva parte din bani, nu dăm proprietate. Adică nu asigură suma totală pe care trebuie să înțelege. Păi ele, totuși, ar trebui încercată. Și așa, pe proiectul ăsta, domn primar, știți foarte bine că o mare parte din cofinanțare e din banii bugetul local. Da. Noi am, cred că, în două ori... Păi tot am susținut în două ori să-l tot s-a mărit valoarea, a mărit cofinanțarea. Acum, dacă este să mai suportăm încă o parte din bani, e mult, sunt mulți bani. Deci stai și pe un palanță și stai și vezi că construiești un obiectiv cu foarte mulți bani la bugetul local. Dacă trebuie să gândim și altfel, dacă vrea să vă de o ratăm, nu mai avem și tot. Asta e clar că nu trebuie ratată, dar totuși poate construa așa să recunoaștem. Lipsă de experiență cumva în domeniul, n-am mai avut fonduri europene până acum, eu recunosc lucrul ăsta. Și probabil ne-am plățat cu construcții prea mari pentru finanțarea de nimic. La 500.000 de euro, 1.000 de metri construiți, cam 500 de euro pe ei, așa. La zilele noastre nu mai discută nimeni fără minim, să zicem, 900 de euro. Cam în această preț. Și așa e puțin. La licitații, din cât i-am avut și eu, din cât i-am văzut, spre este nimeni, fără 1.000 de metri, de 1.000 de euro pe metru pătrat construit. Așa e. Și e foarte greu, adică... Dar părerea mea că odată început în sine în bătaie să reușim să o scoatem. Da, poate totuși, mai încerc și vreau consultanță, că vă spun, există unii cazuri în care s-au acceptat.
o anumită marșă, dar s-a acceptat o completare pe orice 64. Bine, mai vorbești cu suntem în discuție și cu asultatul și vis-a-vis ce vreau să facem acolo cu asultatul. Da. Mai sunt? Supunem acolo proiectul numărul 2. Cine ți-o crede? Mulțumim și trecem la proiectul? Proiectul de hotărâre numărul 3, proiectul de hotărâre numărul 94, privind validarea dispoziției primarului Comunei Glogra, numărul 159 din 20 al 12 al 22, privind rectificarea numărul 5 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Glogra, la conferința domnului primar Costa Șordan. Discuții primarului acestui proiect. După ședința de Consiliu Local, care am avut-o în 20. Au mai fost alocate fonduri. Au mai venit 30.000 de lei. Și atunci am rectificat pe dispoziție pentru că trebuia să facem și comunicarea la... Așa și v-am luat pe dispoziția pe care îi atașăm la bugetul... Cine este? Cine este? Și care sunt funcționare? Da. Nu-i problemă. Prezentarea raport cadastru, ce-i cu asta? Da, l-ați citit? Da. Da, nici cu greu. Nu s-a întâmplat nimic, nu, da. Fizic. Fizic, da. S-au făcut zboruri, s-a mișcă greu, oricum. S-au făcut zboruri? Da. Mai am și o bucățică, da. Foarte prost stăm la comunicare între noi și ei. La sfârșit chiar au fost 4-5 puncte. Să le pun la dispoziție. Da. Dar și managerul agricol. Adică, ca și solicitarea trebuie să-i facem treaba în proporție de 90%. Nu, șef, dar a fost pus la dispoziție prima săptămână după ce au venit la noi. Absolut tot ce e acolo. Liste cu prezent, date, nume, nume, cod, numele personal, tuturor cetățenilor. S-au făcut exporturi și s-au dat de peste tot. Am fost printre primii care am dat RENS-ul în format electronic, îl aveam. Pentru că eu am participat, în două ore care au fost cu ANCPI-ul, o videoconferință cu ANCPI-ul, ANCPI Bacău, și toți prestatorii din cadastru sistematic, s-au dus la vreo 6 ore, am stat în discuții și chiar am fost prima care a ridicat problemele, nimeni, toată lumea e lăudat pe toți și am zis că asta e, mi-asumă, evident, ce pățesc după. Și după aia au prins și alții curaj, chiar e probleme. Și de atunci s-au mobilizat și a început să meargă treaba. Iar OCPI Bacău, vreau să vă spun, că avem tot sprijinul, sunt foarte implicați și fac tot posibil să... Cred că urmează să facă comunicare și dacă nu se prezintă... Livrarea. Da. Exact. Când se face livrarea, atunci se va face în tabularea respectivei suprafeții teren imobil, fără acordul proprietarului. Trebuie să facă livrare, este termen de compensație de 90 de zile, deci sunt toate, o să fie public, o să facă exact. Dumneavoastră, o să punem pe site, adică nu, noi nu vrem, noi vrem să rezolvăm, nu sunt trei mai multe probleme cât avem. Ne ajung astea care sunt în sale insuficiente. Eu sper din tot sufletul să fie gura noastră de oxigen, să rezolvăm fond funciar, pe suprapuneri, pe drumul, pe absolut tot. Aici, 2024 termen? Nu, din 2023 au greșit. Nu. Termenul final, nu. Termenul final este a să-l recepționezi ANCPI-ul. Noi ar trebui să terminăm în 2023. Undeva prin vara, am înțeles. Undeva prin iulie, ca să ai de timp să... Păi, da, de la mare. E foarte greu de spate. Greu. Da, absolut. E greu, mai ales pentru localitățile din apropierea municipiilor, la orașul. Am avut noi suprapune la drumuri, da, băi, între cărțile oamenilor. Vreau să vă spun, mă feresc să vă spun, poate drumul din comun am avut așa. Exact ca drumul bisericii. Da, deci, da, pune, da. Prin vești, da, este tot, da, tot felul de suprapune, că ne-am dat tematica. Zici, domnule Buș. O prima, despre Pug, nu mai puteți spune ceva? Despre Pug e la drumul național, e la domnul Perciu, așa îl cheamă, la Iași. La Iași. Era venit documentația la avizare la drumuri, la direcții, la Bacău, aici, la regională, pentru că dumneavoastră îți fac parte de teren. Și cam aici ar fi ultimul aviz pe care trebuie să-l primim la drumul național. Nu mă aștept să fie prea ușor, dar cred că cu luna ianuarie o să mă țin efectiv mă de asta. Ca să putem să facem. Cine se avizează la drumurile naționale, poate e gata acum, în sensul că
se poate fi avizat? La drumuri naționale nu diferă foarte mult de avizul din 2009. Practic nu s-au schimbat date de COBA vis-a-vis de DN11, localitatea, nici alte reglementări legale a apărut ulterior în rigoare care se modifice într-un totul avizul de atunci, nu. Și atunci ar fi destul de simplu, zic eu, să dea. Am avut aici, am rezolvat și diferentul cu Mina și domnul. Mina și-a dat acordul ca domnul Vasile Bonsit la proprietate, prin proprietatea dumnealui și atunci am rezolvat cu accesul. Deci, cam aici, n-ar trebui să dureze foarte mult și la Comun Național. În rest, îți venite toate avizii. Și nu vreți să faci o hotărâre de guvern? Nu. Nu. Nu mai trebuie o hotărâre de guvern, nu. Doamna Lucian. Eu aș vrea să propun pentru anul ca prim obiectiv suplimentarea rezervii de apă. Vedeți că sunt multe probleme și noi, adică să mai facem un oraș. Cu toate implicațiile, cu proiect, da. Cu... Nu, nu, e bun. Și să avem asta pe primul plan, pe primul plan. Privim la crabă, la crabă, cumpărăm, nu e o problemă. Și chiar e bine că ați deschis subiectul ăsta. În vecinătatea pusului F1, este proprietatea unui domn care e din Canada. Problema noastră cu drumul bisericii, care are proprietate și pe drumul bisericii, am discutat și aspectul ăsta cu dumneavoastră, dacă dorește cumva să vă întrebăm. Și nu mi-a spus că nu, ar trebui să ne gândim. E din lângă concesiunea lui ăsta, cum e zice, sau? Zmoda. Cu intrare pe acolo, undeva în spate, ca să putem să asigura și zonă de protecție și așa. Asta e cea mai mare problemă care avem noi, de fapt. Nu putem asigura zona de protecție sanitară, așa cum... Să vorbim pentru noi, să vedem în ce măsură este dispus să vândă, nu cred că o să vreau să mă prea mare. În altă parte, nu identific o zonă, nu putem să formăm puțuri. Dar acolo nu mai e cazul de frate, interviuri se vrea să dăm primar. Acolo ar fi prelungirea drenului, deci captarea drenului și mutat în zona unde vezi să luați drenul. Să-i poleți acolo, acolo se ia pentru că, dacă îmi permiteți, pentru că debitul de la dren este atât de mare, pentru că noi de asta am suportat. Ce am avut noi acum? Drenul am avut. Pompa la drenul. Ce trebuie să aibă? Deci s-a văzut de asta. S-a pus pompul, s-a pus ce drenul, dar noi dacă reducem de acolo, dirijăm de la dren, acolo, nu avem niciun greu de poveste. Nu trebuie să sporăm. Am de mai ascultat multe probleme. Da, da. Dar până atunci, o pompă de rezervă să fie, e greu posibil. Asta de rezervă, eu am stat undeva asta acum, exact când ajung în Brăciunului, o să luăm pe pompă de rezervă pentru fiecare curs. O avem acolo. Că sunt tipuri diferite. Sunt tipuri diferite, dacă nu vreau să treacă de aici. Mai sunt probleme de discutat pe marginea acestui proiect? Proiectele trei. La raport nu trebuie să votăm. Este doar la pentru dumneavoastră să știți să le spuneți cetățenilor. Nu trebuie să mai vină cu titlul. Am discutat și cu noi, s-a preocupat sub. Adică și cei de la firmă spuneau într-un loc, le-au plecat doi oameni care le-am cunoscut foarte bine, le-au plecat, care comunicam foarte bine. Cetățenii nu trebuie să vină cu titlul. Titlurile sunt în baza... în baza OCPI. OCPI-ul se ocupă de treaba asta, da? Doar cartea de identitate și contracte de translative de proprietate. Donații, schimburi, vânzare, cumpărare, da? Unde nu avem. Alea n-au spus contract. Alea spără. Da? Ce este foarte important, că s-a spus una la ședință și am dedicat problema aceasta, contractele de vânzare, cumpărare, de schimb, de donații, de moștenitor, ce au certificate de moștenitor, partaje, se legalizează la emitent, adică la notar sau la instanță. Eu nu pot să dau conform cu originalul care să fie luat în vederare de OCPI decât autorizații de construire, certificate de urbanism. Ce emisie primărie? Ce am, doar actele emisie de primărie. Da? Adică noi trebuie să fie foarte clar. Legalizată la notar. Da? Pentru cei care și-au intabulat odată și să face probabil o repoziționare, o corecție, o ceva, acel document este în baza OCPI, nu mai trebuie. Deci nu ne încărcăm cu documente inutile. Cine are documentație cadastrală și va suferi doar o modificare, nu mai trebuie. Acolo unde
terenul intabulat imobil nu se face intabularea imobilului? Mobile ambele sunt. Te referi la construcție? Construcția. Da. Pe bază de autorizație, proces verbal de recepție care îl dăm noi. Da. Conform cu originalul. Alea avem dreptul să le dăm. Da. Unde numai terenul și trebuie construcția. Fără nicio problemă. Da. Alte întrebări referitor, eventual mai spuneți și la cetățenii. Toate aceste aspecte. Alte probleme, da. Probleme sigur mai sunt, dar... Deci îți vreau să mai da. Dacă știți ceva de... Asta îi spuneam la urechilul, domnul primar. Acum a spunea doamna secretar, dumneavoastră am văzut o sunt cu fix bani cum stăm, îi apăr deja pe site-ul CNR-ului că licitația a fost adjudecată. Atribuită, da. Atribuită, urmează programul să nu se comunice. E atribuită, da. E atribuită, programul are să ne comunice, ori are să ia consultorul legătura cu noi pentru... Dar cred că ce nu e oare să ne comunice, pentru că trebuie să predăm amplasamentul către consultor. Eu cred că unul aia mare ar trebui să predăm, să apuce de treabă. Vale Vămurii, în mod special, cred că la Gabioane și la Poda, acolo se bate lucra. Și pe timpul iernii, nu putem așa, lasă ca de șanță, adică la 1,2 km. Și eu cred că îi spun din costă. Eu cred că îi spun din costă. Cu apa și canalul, cu apa și canalul, am primit o adresă de la Cratic, care mi spune că este tot în varianta veche, o scoată la licitații. Nu, doamne, se gândă fac începutul. Nu, pe fiecare comun în parte. Face, nu mai scoate mai mult după unul. Da, pe fiecare comun în parte, dar nu... Dar toate îi fac licitația. Da, da. Toate îi fac licitația, da. Toate îi fac licitația. Prețurile actualizate? Nu. Toate prețurile alea. Actualizarea, cred că e la... Cred că e la Comisia. La Jasper. La aprobare. E la Comisia Europeană cu... Exact ce discutam mai devreme. Aia de acum să vedem, poate dă Dumnezeu. Ar fi super frumos să se întâmple și un așa mare. Să prioritizați lucrurile astea de obținere de kilometri, regulile, canalizarea și apa deja, și gazul. Păi, poate, da, poate... Constructorul, dacă nu are, sunt prezi de oameni mari. Exact. Avem și poli, avem strada școlii, la Cunea, podul, Valiu, Valea Mădurii, iar acolo... Măcar Gabioane, în jur, partea la faptul. Pe Valea Mădurii... Să nu zic, să nu se spargă cu aia ca fie cu... Începe lucrarea la Gaziu, Valea Mădurii, după data din 8 ianuarie. Hai să vedem și timpul cum există și aici niște restricții, cum da vede. Și repeturile alea la... Dar autorizația de construire este emisă? Este emisă, da. Același CNI, da. Dar foarte, am obținut foarte greu avizul de la API și de la mediu că avem traversările alea din Consurile acolo. Două. Odată la Petrovici, aici și unul mai spus la Coritor. Și atunci o mers un pic destul. Un pic, un pic mai greu ăsta. Nu fi la noi aici. La Petrovici, la Petrovici le face și pota, nu o să zic. Nu, la Petrovici face stacată peste pota. Ei, dincolo unde avem potul, acolo chiar... Chiar a fost mai greu pentru că a trebuit să lucrezi un pic și cu proiectantul de la, de la Dupori. Să se pună de acord de, pentru o variantă acolo. Acolo veni construit pod. Și acolo capăt la ta, nu? Și drumul trebuie un pic întărit, că sunt cursuri de apă. La Rămbunica, și și acolo de asta au și durat un pic, dar fac mai autorizații ce fie acolo. Și o să vedem în, în anul următor, mai avem pe Metal Bac. Două prelungiri de rețele, mai avem pe capătul Prihanului, pe drumul județean. Iar o rețea, o să încercăm și pisii de neamuși din spate la Valerica, acolo o să fie chemutare cu gazul. Să reușim și acolo pe strada, strada... Deci am dat avansul, dar am rămas așa. Strada de poștului, cred că e acolo, da. Nu pare rău de situații. Mai sunt situații din astea, nici eu n-am înțeles criteriile, cum au selecționat, cine, care e prioritatea. Am avut la jumătatea drumului, pe strada alunului, cred. Nu mi-au luat cerere de capăt, mi-au luat la jumătatea drumului. Spune că lor ne depune, ceva de genul ăsta. Da. Adică am unitatea două drumuri. Două străzi, voi face pe astea ca coadă și prețul îi faceți voi. Așa nu am mai nicio stradă terminată. Ba, cred că una e terminată în satul Oprea. În rest, grădinițe mari în capăt, aviatorul ia în capăt, orhidei la fel până la Ferenț, și pe am mai spate iar în capăt la...
Aici e o problemă, să problema mare. Se creează o stare de disconfort. Da, pe mare, nu te stresezi. Asta când nu mergi acolo... Dar și disconfort, dar și percepția cetățenilor. Că am avut și situații de genul care era așa preferențial. Oameni buni, nu poate vrea să ceva la putere. Preferențial să-i duc gazul cuiva, să-i spui eu. Nici nu poate fi gândit. Doar că îi pune în astfel de situații, oamenii... Interpretează în fel și chef. De ce nu-i la el? E la Meluștiu, de exemplu, sau la altă stat. Da, trecem și peste asta, nu se apucăm și de aia să finalizăm și cam cheie cu gazul, cred. Și în restul și cu acestea, ce mai facem? Cu acestea fiind spus, eu vă rezolvăm să așa. M-aș și eu două întrebări, cum vă spuneți. Aș vrea să știu, am spus la ședința de 19 de alocarea numerilor la imobili din Dealul Mare, dacă s-a finalizat. N-am făcut nimic în sensul ăsta, aș spune că o să iei, nu. Și ultimele avizie de bazin, ce spuneați? Cred că chiar astăzi o să ia de la mediu. Era gata de pe 24. De pe 23 ultima zi, pe 24 ar trebui să ne dea. Și renic astăzi avizul de la mediu și am chiar cu avizii de la bazin. Proiectul e făcut, adică urmează să, da, urmează să ne apucăm de atribuiri și efectiv de execuții. Oamenii sunt nerăbdători, unii dintre ei nu înțeleg, dar nu-i simplu. Trebuie să făcut din... Cât timp și când dreptași, tot sună și întreabă și când se întreabă. Acum, știți și dumneavoastră, vreți să făcut cu autorizații de construire, cu toate avizele, nu te zupă așa, că dăm bani din buget. Vreau să-i aprobat, eu cheltuie aici. Vreau să-i iau ușor. Da. Dar e bine că suntem aici și presiunea nu e chiar atât de mare, zic eu, în perioada asta și până pe prima oară poate reușim și o să mă întorc. Nu-i mai cât este apă la rețea, nu-i mai greșit. În momentul când nu este apă și apare o problemă, de atunci apar în ceapă. Dar știți că dumneavoastră am discutat de atâtea. Am avut mari speranțe cu cramul care să vină, să apuce lucrările astea de adevăr, așa cum le-am tot povestit fiecare. Vreau să vină și o să facă, o să vină și o să facă. Din păcate, nu am ajuns la punctul ăsta care, într-adevăr, se dea. Un avem de sapuri și lucrări și atunci trebuie să-i gospodări. Mă știu dacă vin în 2023, lucrările vor dura. Minim, la 2 ani de zile, cu siguranță vor dura. Pentru că sunt lucrări grele, sunt droguri, și apă, și canal. Și atunci ai venit să ne luăm noi, să ne adăpunem noi la adăpori, să avem noi apa noastră. Nici prețul nu cred că este un preț corect, cel calificat noi la apa acum. O să trebuiască să discutăm un pic și aspectul ăsta. Dar nu știu ce măsuri o să reușim, pentru că... Dorința noastră este să o dăm la crap. Și eu o spun cu toată deschiderea. Să o dăm la crap. Și poate dacă facem bazinul, o ia să o prosperească dumneavoastră. E altceva. Oamenii trebuie să înțeleagă. E companii mari. Au angajați, au tot felul de departamente, de compartimente, de oameni pregătiți să intervină, de tot ceea ce țin de un bun desfășurat. Da, ceva. Furnizori, suport, livrează. Exact. Cam asta e ideea. Dacă o să facem, o să construim bazin acolo, scăpăm de unul dintre cele mai fierbinți puncte de acolo. Era, nu știți, voi bazinul l-am îngropat acolo, care nu e conform. E pe lista lor, ca să zic așa, că poate vrea lua apa. Nu știu, are sigur. Să cred că există proiect pentru manouri solare, ceva pentru primărie, școală și așa mai departe? Suntem în discuții cu o firmă, avem noi depus la dispoziție niște date, la domnul vice, sper să îi rezolvi, cu consumurile. Exact cu ce consum avem pe fiecare clădire, pe iluminatul public, da. Adică NRC-urile astea comunitice, punctele de consum, pentru fiecare parte să dea consumul ca să știe. Cumulatul cu altul ar trebui să avem o anumită cantitate. Eu nu știu, dar s-ați mai lucrat în domeniul, dar ar trebui să fie. S-a înscris din PNRR, după început în februarie. Da. Deocamdată se lucrează pe un ghid care e în consultare publică. Nu există un ghid final și un termen fix de depunere. Deocamdată se vor da 75.000 de euro în ghidul care a fost în consultare publică. Spune că se vor da 75.000 de euro pentru 100 de kW de putere instalată. Doar că prețul vieții în momentul de față este în jur la 100.000 de euro de 100 de kW. Deci asta înseamnă o cofinanțare de parte de mai de 25.000 de euro, plus faptul că TVA-ul nu este o cheltuială eligibilă.
Deci ar fi încă 19% Da, se reduce TVA-ul la 5%, dar doar la panouri și la invertori. La sistemul de grinde, la manouri, la astea nu se reduce TVA-ul. Deci, poate nu va mai fi 100.000 de euro suta de kilovați, poate va fi 90.000 de euro. Vor fi 90.000 de euro suta de kilovați. În schimb, partea de consultanță și de proiectare și asta este... Dar nu știu dacă voi consuma 100 de kilovați? Da. Comuna Vorbă, în pe care vreau 300 și ceva de megawatts anual. A, comună. Comună, vorbim de iluminat public, cheltuieli, energie electrică la școli, grădinițe, serviciile, tot ce înseamnă instituții popine de apă. Deci sunt pot fi prins în proiectul ăsta și popine de apă, care sunt mari consumatoare de energie electrică. Se ia consumul de energie pe anul 2021 și anul 2022, se vede care a fost mai mare consum și te raportezi la 12 luni consecutive. Ori ei, nu știu, ianuarie, decembrie 2021, ori ei, august 2021, august 2022. Care consum de energie ți se pare că e mai mare, la te raportez. Ca să faci un parc fotovoltaic cât mai mare. De fapt, să faci un parc fotovoltaic iluminat, iar pentru fiecare instituție în parte, gen școală, primărie, sediu, grădiniță, se face individual, pe acoperiș sau lângă, în funcție de... Dar parc se poate face și pentru... M-am uitat la amplasamentul... La pompele de apă se face de tot cu parc fotovoltaic. Și cred că acolo avem destul spațiu ca să montăm acolo pentru... Acolo, dacă există spațiu suficient, puteți să faci și pentru iluminatul public tot acolo. Nu cred. Știți, zice că nu e atât de mic. Nu e atât de mare, dar... Am înțeles. Nu e atât de mare, dar... Putem face doar pentru pompele de apă. De exemplu, dacă pompa de apă consumă la nivel pe un an de zile, nu știu, 10-15 MW pe un an de zile, îi se face un parc fotovoltaic de 10-15 MW calibrat pentru consumul respectiv. Dar asta se poate da seama din factor. Da. Da. Consultanța și proiectarea sunt eligibile într-o anumită măsură. Da. O parte poate intra bine eligibilă. Da. Întrebare, eu știu de pe alte fonduri și tu fii de te interesezi. Da. Totdeauna când TVA-ul nu era eligibil de fonduri europene, exista o măsură a Guvernului pentru ordonanță pe care îți dădea TVA-ul. Poți să afli? Eu știu pe alte măsuri. E o problemă că au pus-o toate primăriile. Adică e întrebarea pe care nu știu că s-a tot dat. Poți primari o întrebare cu totul ăsta. Să rămâne să află. Nu există rost. Ok, când afli ne spui și nouă. Da, dar știți că de obicei se dădea după, nu? Da, nu? Știai, dar atunci aș face cerere la guvern, după ori așa am făcut. Da, după ori, da, nu știu. E interesant, e o contă de lucru. Având în vedere că finanțatorul dă doar 75.000 de euro, primăriei este greu să mai suportă și de viață. Dar nu mai dădea la rectificări, dar rectificări se dădea cu o zădea specific pentru așa ceva, pentru o cote de... Da, dar ăsta era altceva. Îți dădea separat pentru proiectul respectiv, deodată TVA-ul. Interesant. Da, da. Înțelegeți care nu uită pentru TVA-ul. Cert este că e un proiect în care primează primul venit primul secret. Cu de asta v-am rugat pe omul și să urgenteze. Nu, dar nimic nu. Cerem și la urmă, o să urgenteze.